credincioși și mulțumim lui Dumnezeu, în primul rând, și Maicii Domnului, pentru că ne-a vrednicit, iată, astăzi, în această zi frumoasă, să venim aici, la locul acesta sfânt și binecuvântat, loc care este loc de întâlnire a oamenilor cu Dumnezeu și, în același timp, este și o regenerare a spiritului românesc. Mulțumim de asemenea și în al preasfințitului Arhiepiscop Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, pentru înalta binecuvântare pe care ne-a dăruit-o de a sluji astăzi Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Mă bucur în chip deosebit că am avut posibilitatea să slujesc la acest Sfânt Altar pe care l-am vizitat în urmă cu aproape 2 săptămâni, de când pe aici nici prin gând nu trecea că va ajunge așa de repede să slujesc cu Sfântă și Dumnezeiască Liturghie. În ultimul rând, îi mulțumim Părintelui Tare Ciustin pentru invitația pe care ne-a făcut-o și dorim toate cele bune pentru faptul că are mult de muncă aici, dar Dumnezeu și Maica Domnului îi trimite întotdeauna oameni de ajutor. Vă mulțumim și dumneavoastră credincioșilor, care, deși o zi de lucru, ați rupt din activitatea dumneavoastră 3 ceasuri pentru a veni la casa Domnului și a ne bucura împreună de roadele sfinte și dumnezeiești liturghii. Mulțumim de asemenea grupului Psaltii care au dat răspunsurilor copilașilor care ne-au adus în minte, iată, frumoasa baladă a lui Brâncoveanu cu Constantin, Boier Vechi și Domn Creștin și fie ca Dumnezeu pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Martiri Brâncoveni și ale tuturor Sfinților să ne ajute și să ne binecuvinteze pe tot și vă așteptăm și pe dumneavoastră în locurile noastre sfinte de la Tulcea pentru a vă bucura duhovnicești așa cum noi astăzi de la Tulcea am venit aici la apropiere de Constanța pentru a ne înălța duhovnicești. La mulți ani tuturor, pace, bucurie și o vară frumoasă cât mai este. Iată, ne-am bucurat să vedem că de la Babadag încoace se vede pământul udat de ploaie. Când a venit tot ploaia m-a dus. Așa? Și este un semn al binecuvântării lui Dumnezeu. Mulțumim! Să rămână preasfinția voastră și vă mulțumim că ați dat curs invitației și ne-ați încununat astăzi liturghia cu slujirea arhierească. De asemenea, mulțumim și în al preasfințitului Părinte Teodosie că a binecuvântat ca preasfinția voastră să slujiți astăzi în Sfânta noastră mănăstire. Mulțumesc în primul rând familiei Băuroș și întregii școli brâncovenești că au ales ca astăzi să-și cinstească ocrotitorii în Sfânta noastră mănăstire și ne-au îmbrăcat mănăstirea în mai multă lumină și în mai multă bucurie. De asemenea, mulțumim copiilor școlii brâncovenești care au îmbrăcat această zi în mai multă sensibilitate și cu mai multă emoție și sperăm ca Bunul Dumnezeu și Sfinții Martiri să recălăuzească pașii, să-i îndrume spre jertfă și, bineînțeles, spre ocrotirea valorilor noastre naționale. Mulțumim tuturor celor care astăzi ați venit să fiți alături de noi la Sfânta Liturghie. De asemenea, mulțumim și celor care s-au ostenit cu pregătirea mesei și toate celelalte bucate pentru acest frumos eveniment. Dumnezeu și Sfinții Martiri să vă binecuvinteze viața și să vă mulțească credința. Amin.